Caravana informativă PND revine în satul tău, vizând campania de accesare a fondurilor europene în perioada 2014-2020, a pornit la drum din județul Alba. Vineri la Blaj, directorii generali ai APDR și APIA, George Turtoi și Dorel Benu, au stat de vorbă cu fermieri și primari din județul nostru, le-au răspuns la întrebări și le-au ascultat păsurile. Șefii APDR și APIA nu au ales întâmplător județul Alba. Un rol important în acest sens l-a avut conjudețeanul nostru Nicolae Popa, director general adjunct în cadrul Agenției de Plăți, Dezvoltare Rurală și Pescuit. Am dorit să pornim de aici, din județul Alba, pentru că județul Alba este un județ cu mare potențial agricol. Ați văzut și odată, am profitat și de sărbătoarea mierii, dar mi-am dorit în primul rând să fiu în mijlocul oamenilor, în mijlocul celor care doresc să acceseze fondurile europene, să avem o discuție cu ei, să îi instruim, să îi pregătim, să le punem la dispoziție pliantele și materialele care le avem noi, pentru că avem o caravană cu corturi, cu specialiști, în așa fel încât în perioada 2014-2020 ei să cunoască domeniile și direcțiile unde pot să investească, dar în același timp să se dumirească și ei ce trebuie să facă în vederea întocmirii unui proiect cu toate documentațiile respective și spre ce activitate. Întâlnirea nu avea cum să fie una de curtoazie. În dialogul cu oficialitățile de la București, tonul a dat subprefectul Cornel Murc. N-am dorit și în acest an să mai avem acele corecții datorită unora sau altora, n-am nominalizat la cine, să se mai întâmple și în acest an, după ce depunem atâta râvnă și atâta trudă și muncă, și accesăm un proiect, la sfârșit, când să ne bucurăm de roade, trebuie să dăm banii înapoi. De aceea v-a ajutat domnilor directori, prin reprezentanții dumneavoastră care aveți, să îndemne pe cei care fac proiect, indiferent că sunt tineri sau mai puțin tineri, care au această aplecare de a accesa un proiect de finanțare de rambursabilă, să nu îi lăsați să greșească în niciun fel. Și mă refer la faptul că prin simpla declarație care au completat-o la un moment dat că nu au datorii, ați văzut și știți bine în ce situație ne aflăm la acest moment. Fermieri și primari și-au exprimat nemulțumire, au pus întrebări, au solicitat sprijin, iar directorii APIA și APDR au informat și răspuns în context. Unitățile bancare care sunt cu capital străinile înțeleg, dar nu înțeleg ce bancul, care este banca românească, singura care a rămas, să nu desprijină acest lucru. Și mai greu lucru, exim bancul aia bancă românească. Să se implice și dânsii atunci. Pentru că au, nu să vă spun eu, nu au nici cea mai mică semn de întrebare în aștia de bani. Este fondul de garantare rurală, care cinste lor au răspuns prompt în 24 de ore, au gajat 100%, am venit noi cu 5%, 10% conform legii și am gajat fondul cu 110% bancă. Dar chiar nu înțeleg deținerea și reticența acestor lucruri la bancă. Știm toate problemele astea, le-am și ridicat problemele acestea. Ne lovim ca de un zid uneori de Comisia Europeană și în același timp îmi pare rău să spun chiar de Ministerul nostru de Finanțe sau de anumite autorități din România. Problema băncilor. Noi nu avem nicio autoritate asupra băncilor. Ei sunt sub tutela băncii naționale, avem întâlniri cu ei, încercăm să-i convingem, încercăm să-i, dar nu putem să-i forțăm. Ne avem întâlniri periodice cu băncile și încercăm să ușurăm cât de mult facilitățile pe care ei să le ofere. În același timp discutăm cu ei să scală dobânzile pentru partea de agricultură și de proiecte europene, pentru că banii aceștia sunt bani relativ siguri. Vreau să vă întreb, începând de anul ăsta, agricultura este impozabilă. Este singura ramură la care nu se acordă subvenție pe familia de albine. Având în vedere PNA-ul, care anul trecut deci ni s-a plătit foarte puțin pentru că sacul de bani este același, apicultori vin din ce în ce mai mulți, pentru că nu toți la nivel național au accesat. Dacă s-ar face o medie să se calculeze pe număr de familii de albine întreaga sumă de bani care este, anul ăsta, în 2013, nu vom mai primi nici cât am primit anul trecut, pentru că vine toată lumea. Vreau să întreb dacă 2014-2020 APIA s-a gândit sau a cerut bani la o strategie pentru a fi și noi subvenționate în sumă fixă. În 2013, pentru prima dată, Ministerul a băgat în programul PEAD, da? Programul European de Ajutorare a Persoanelor Defavorizate,
ca produs și miere. O spun pentru că astăzi suntem la un târg de miere și pentru că a putea accesa un asemenea program, e vorba de vreo 600-700 de tone de miere, mai urmează să mai faceți ceva dumneavoastră și aici ne putem implica noi să vă asociați. Ca să deveniți competitivi și să participați la un asemenea program, trebuie neapărat să fiți asociați și organizați. Într-o viitoare emisiune Agriculturii în județ vă vom prezenta pe larg discuțiile la care au participat la Blaj, alături de aproximativ 200 de fermieri din Alba, oficialități centrale și județene din domeniul agriculturii.